cât de tare e! Dar nu este super satisfăcător așa. Pleacă din vopsea de acolo. Vă salutăm, distinși consumatori de vloguri onescene. În vlogul de astăzi facem o canapea din paleți. Zic să înceapă vlogul. Să înceapă. Ia, Georgiana, de unde avem paleți? De la Alin, un distins membru al Unesquad-ului care ne-a ajutat, ei ne-a adus acasă, îți mulțumim din suflet, Alin, ai fost un drăguț. Iar sculele le avem de la prietenii noștri de la Leroy Merlin, am avut nevoie de fierăstrău pendular, de șlefuitor, dar o să vedeți pe parcursul vlogului. Ideea e că la finalul vlogului avem o întrebare pentru voi și puteți câștiga instrumentul național, scula națională, bormașină. Imediat zic să înceapă vlogul, să vedeți cum a început totul. Când am fost la Leroy Merlin, să luăm toate cele. Să înceapă vlogul. Scum, maschează-te, dacă vrem să jefuim locul ăsta, trebuie să fii mascată. Nu? Da, și doar noi suntem la Leroy Merlin. Am venit să ne luăm chestii pentru mobilierul de terasă, adică unelte. Care să ne ajute să facem mobilierul, Georgiana. Exact. Starea asta, cărucioare dezinfectate, cărucioare folosite, foarte tare. La ce te uiți, mami? Mă uitam la tapet, am găsit aici ceva interesant. Uite-l aici, ăsta mi se pare simpatic. Cu frunzele astea. A, mișto vibe-ul. Deci avem două coșuri. Primul coș ăsta cu produsele pe care le-am rezervat online și coșul cu chestii pe care Georgiana le cumpără acum. O aloe, pentru că este super frumoasă și am luat un ghiveci pentru o plantă pe care o avem acasă. Și vopsea, ca să vopsesc cu un ghiveci. Uite, de aici am ridicat comanda online. Georgiana a plătit-o pe ei. Bun. Am rezolvat. Am venit până aici pentru că trebuia să tăiem aceste bucăți de lemn, să le debităm. Și, da. Bucățile de lemn, adică dacă comandam online, bucățile de lemn tot aici personal trebuia să le debităm. Și de asta am zis, bă, venim și ridicăm personal, dar să nu mai plătim transport. Și am mai luat și Georgiana aloe velea. Cât ai dat pe aloe velea? 120 de lei pentru că este și în vas de ceramică. Foarte bine. Și mai luat și un ghiveci și o vopsea pentru ceramică, pentru că vreau să vopsesc ghiveciul ăsta și încă un ghiveci. Hai să băgăm asta aici. Apropo, avem un concurs drăguț aici, cu un produs de aici pentru voi, să vedeți. Distinși vlog spectatori, începe treaba. Mai întâi de... Ia uzi, SMS-uri, facturi, nu... Sculele de care vom face uz astăzi sunt... torsă de scule. Ce mai aici? Avem aici? Mai avem o mașină de șmirgheluit. Primul pas a fost să alegem care vor fi paleții care vor sta deasupra, aia pe care îi vom vedea. Și am ales pe cei mai aspectoși, pentru că suntem superficiali. Ăștia doi. Și acum trebuie să alegem care vor fi paleții pe care îi vom tăia pe din două. Vă arătăm imediat proiectul, o să vedeți care este logica. Să presupunem că ăștia vor fi paleții pe care vom tăia pe din două. Vom tăia așa frumos, cu atenție să nu ne prindem în cuie. Și o jumătate va veni aici, iar cealaltă jumătate va veni în continuare aici. Trebuie să zicem că îl tăiem pe ăsta așa. Da, va fi un caunel, se va face așa. Da. Hai să ne apucăm de treabă. Asta e vopseaua de gard. Da, multă de vopsea. Da. 5-6 ceva de genul, dar nu ne-am făcut chiar tot. Perfect. Da, toate la timpul lor. Avem șmierghel. Șmierghel. Da. Avem ochelari de protecție. Ochelari de protecție. Mânuși ca să ne protejăm mâinile, pensule ca să putem vopsi. Și avem aceste chestii ca să le punem sub paleți, să nu ne zgăriem decul ăla. Da, piciorușe. Niște piciorușe. Ok, și L-urile astea care vor uni situația. Bine. Vor veni așa, ceva de genul. Lame? Nu sunt lame de alea de la grădina zoologică, sunt altfel de lame. Am înțeles. Deci lamele astea sunt și pentru metal, pentru țevi și pentru lemn. Deci astea cu negru sunt pentru lemn. Da, o să o fac și pe față și pe spate, știi? Tai da. O dată pe sus și o dată pe jos și le unesc. Da. E foarte gros ăsta, aici e provocare, pentru că trebuie să o tai fix la jumătate. Și am căutat un palet care să aibă cuiele astea distribuite astfel încât linia să treacă printre cuie. Da, acum ce o să iasă, Doamne ajută! Mamă, dar ce pregătit ești! Wow! Și primul hop a fost trecut. Ha, am tăiat prima bucată.
doamnelor și domnilor, felierea mariciană, un pic cam strâmbă, dar eficientă. Avem două bucăți. Hai să vedeți cum va arăta. Așa. Acum puneți trei straturi peste, încă două straturi peste și aia e canapea. Yes. Doamne și domnilor, paletul numărul 2. Deci avem de tăiat și de șlefuit. Am tăiat toți paleții și acum avem șlefuitorul cu plăci, doamnelor și domnilor. Dexter, de la prietenii noștri, de la Leroy Merlin. A, sunt bun asta. E prima oară când folosesc așa ceva. O să șlefuim beleaua și după aia îi dăm cu vopsea. Șlefuim beleaua ca să dăm vopseaua. Bă, cât de tare e! Deci este cea mai distractivă chestie ever. Hai, Georgian, hai să te vedem. Ce fain e! Dar nu este, e super satisfăcător așa. Avem și gardul ăsta de făcut, o să-l fac și pe ăsta, o să-l dau cu lac. Bun, deci le șlefuiesc pe toate, că n-are să vă plictisesc cu mine făcând chestia asta care îmi place foarte mult. Le șlefuiesc pe toate și pe aia trecem la punctul de a le da cu... Vopsea! Haide, mi-am pus ochelarii, întotdeauna să folosiți ochelarii, nu fiți ca mine. Uitați să-mi pun ochelarii în bară. Asta e momentul momentelor. Urmează să vopsim astea de sus, paleții de sus cum ar veni, și o să-i mai finisăm și pe ăștialalți și o să dăm frumos câte o mână de vopsea și pe ei, dar ăștia sunt baza. Perete, Ionasco? Normal, nu mă vezi, sunt aici, desfac cutiile. De ce? Căbăr! Vopsea de gard. Așa se omogenizează. Că sunt niște șmecheri noi, niște meșteri Manole, in the mix. Aaaa, bă, că o să ne mișcăm super repede. Da. Eu am mai vopsit țeava de gaz, deci am experiență. Deci soția s-a mișcat impecabil până acum. Uitați-vă și dumneavoastră. Ia uite ce avem aici. Foarte frumos. Imediat intrăm și în ăștia. Hai, Georgiana. Hai, Sasha. Ce mamă, tata, ai venit să ne ajuți? Doamne! Bravo, cum ți se pare? Cum merge treaba? Ia vină cu aveste albesc. Cum zici? Cum i-a ieșit? Ne descurcăm bine? Avem aprobarea sășească? Pleacă din vopsea de acolo. Hai, spor acolo, că mă bag și eu acum să mai dau o mână, două de vopsea. Arată bine, e și bine. Chiar arată super bine. Mai avem o grămadă. Foarte bine, Georgiana. Uitați cum stă situația. Stă bine. Mai avem un pic și terminăm vopsit. În cadrul care vine acum imediat, ne apucăm și le montăm, pentru că se usucă. 3, 2 și bum! Și nu mai sunt paleții, i-am mutat în spate. Da, deci ideea e în felul următor. Noi astăzi am filmat multe cadre, în timp ce montam paleții, în timp ce toate cele. Și când am scos SD cardul din cameră și l-am băgat în laptop, nu erau filmările. Ideea e că am pierdut foarte multe filmări, dar mai avem niște filmări. Hai să vă arătăm ce am făcut. Mergem în spate. Aici erau paleții astăzi. Frumos, puși pe niște saci ca să nu murdărim iarba. Paleții erau uscați pentru că au stat o zi și jumătate la uscat. Acum haideți în spate să vedeți ce am făcut cu paleții. Practic vopsiți și uscați. Practic rezultatul final. Bun, deci suntem pe terasa din spate, unde am montat deja ăștia. Haterii sau scepticii sau cei care nu poartă mască în spațiile închise în perioada asta vor spune că nu am făcut eu chestia asta, ci că a venit o echipă de meseriași pentru că nu am dovada că eu făceam chestia asta. Eva, dar dacă te uiți la ele cum sunt prinse, că nu sunt foarte simetric. Dar nu spuneți chestia asta, credeți-mă pe cuvânt și purtați mască în spațiile închise. Deci așa cum v-am arătat și în schema aia data trecută, când eram pe terasă în față încă cu materialul neșlefuit și nevopsit, am păstrat trei paleți întregi pe care i-am pus unul peste altul. Și trei paleți am tăiat pe jumate și am 6 mici paleți pe care i-am pus 3 aici și 3 aici. Apoi am venit și i-am unit cu aceste L-uri.
i-am prins frumos în hol șuruburi. Am mai băgat și niște hol șuruburi pe aici pentru stabilitate, pentru că făceam un oarecare joc. Am pus și aici, am prins tot cu această tija asta așa de metal, frumos în hol șuruburi. Am mai băgat hol șuruburi pe aici, la fel, ca să nu facă joc. La fel i-am prins frumos, i-am făcut sandwich și i-am prins cu chestiile astea, ca să nu facă joc. Sub paleți avem acele picioarușe maro pe care vi le-am arătat mai devreme, ca să nu zgări decul și care să aibă și o ușoară așa amortizare când te pui. Plus că asta e încă ușor proaspăt vopsit, chiar dacă s-a uscat, deci pe acolo mai sunt zone unde nu e uscat și am fi pătat decul, dar piciorușele arăt foarte bune și situația e destul de solidă. Ideea e că am vorbit mult mai repede decât am muncit. Da. Ne-a luat toată chestia asta, vreo două ore sau ceva de genul. Da. Și mai urmează să dau eu aici pe partea asta pe exterior, să mai dau o mână de vopsea ca să arate mai bine. Și evident saltelele pe care le așteptăm. Urmează să le comandăm și când o să avem rezultatul final o să vă arătăm într-un alt vlog. Da. Mie îmi place foarte mult ce a ieșit. Da, e un produs corect, amatoricesc, făcut de doi indivizi. Noi, în domeniu. Mă rog, avem o experiență, asta. Și acum, cam așa arată terasa. Am rearanjat toate lucrurile, toate florile. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Da. Am mutat boscheții care erau aici. I-am redistribuit aici, da, în fața casei, ca să păstrăm totuși o parte din flori, dar să nu fie foarte înghesuit. Trebuie să vină saltelele. Da. Da. Deci, asta este execuția, doamnelor și domnilor, pe care Georgiana a filmat-o, dar totuși a dispărut de la mine în cameră, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar am filmat pe cuvânt, jur că am filmat. Eu cred că e Soros, mâna lui Soros. Nu știu. Acum, mai e o chestie pe care n-am zis-o. Da. Noi ne gândisem să punem și niște bucăți de lemn. Ați văzut lemnul ăla pe care l-am luat de la Leroy Merlin, pentru care am și mers de altfel ca să ne-l debiteze. Că noi comandasem online toată treaba, putea să vină frumos acasă, dar noi am zis hai să mergem să ridicăm, scutim transportul și ne și debităm lemnul. Ții tu, Georgiana, că văd că te-ai cocoțat acolo. Da, a, făcusem proba, a, ce tăiere aia, făcusem proba soției. Că spuneam că o soție de mărimi mici spre medii. Da. Și după aia am făcut și proba soțului cu un soț de mărimi mari spre foarte mari. Deci mă ține și nu fie niciun joc nicăieri. E foarte bine executată lucrarea. Asta este orice și soțul de dimensiuni mari și foarte mari. Deci dimensiunile elefant. Aveam și cadrul ăsta. Doamne, ce amuzanți am fost. Era totul foarte spontan, dar s-a pierdut. Da, uitați. Și țin minte că la un moment dat, după ce am făcut chestia asta, am venit aici și am zis că e ok, o să-l țină și pe Bunescu. Lemnele astea urmau să fie montate, evident, vopsite și urmau să fie montate pe zid ca să dea impresia de canapea. Dar o să cumpărăm perne pentru spătar și... Da, perele o să stea oricum așa rezemate de perete și nu o să mai fie nevoie. Da, da, am zis să nu mai dăm găuri în zona asta, pentru că oricum în câteva luni o să vin aici un... Ce o să vin aici? Zi! Nu! Zil! Nu! Zi! Nu! Să facem un jacuzzi! Da. Dar în câteva luni. Momentan n-am găsit o sursă serioasă de unde să, cu cine să ne facem chestia asta. Bine. Abia aștept să avem saltelele, să vezi cum o să stea Sasha aici. Deci o să fie ca o prințesă. Hai să vedeți cadrul de final în care punem întrebarea cu concursul. Sunt puțin dezamăgit, adică sunt încântat pe de-o parte că am reușit și am făcut chestia asta, ce ci sper șmecher, dar pe de-o parte mă enervează de tare că am pierdut toate filmările alea. Georgiana, trebuie să punem întrebarea ca să oferim premiul. Această sculă națională, Bormașina, de la prietenii noștri de la Leroy Merlin. Întrebarea este, deci voi scrieți în comentarii răspunsul, noi alegem prin tragere la sorți un câștigător. Întrebarea este: dacă vi s-au părut utile informațiile din acest vlog și dacă v-ați face și voi o canapea din palet sau un proiect din ăsta do it yourself. Deci, cu alte cuvinte, răspundeți, participați și e posibil să... câștigați! Doamne ajută! Acesta a fost vlogul de azi. Abonați-vă dacă nu m-ați abonat deja. Mă o să mănânc o ciorbă de perișoare, că nu mai pot. Da, la vopsit am fost mai stângaci. Dar, având în vedere că e primul nostru proiect mai serios, exceptând acest proiect, a ieșit bine. La mie îmi place cum arată așa, că nu pare foarte studiată treaba. Adică mi se pare că arată super fain, așa mai... rough, mai stângaci, rustic. Mai stângaci.
e proiectul nostru. E că e o chestie de suflet pentru noi. E că nu știu, mie îmi pare că am pus super mult suflet și ne-am implicat foarte tare ca să iasă bine și îți mulțumesc, Fader, pentru că tu ne-ai făcut proiectul. El ne-a desenat schema și a făcut toate cele ca să știm cum să tăiem. Te-ai ascultat asta ca să se știe. Da.